Bună seara, dragilor, și vă găsim la întâlnire cu Prof Online. Din nou suntem împreună, Cosmini. Spuneam, Cosmini, că te-am înnebunit astăzi cu... Nu acum, mai târziu, nu mai târziu, mai devreme. În sfârșit, iată-ne împreună. Nu mai târziu de pe niciodată. Așa este. Așa, dragilor, continuăm lecția noastră, deși e sâmbătă seara. Hai că asta e de pomeni, nu? Sâmbătă seara toată lumea, matematica ar face. Dar noi totuși spunem că merită, pentru că avem de gând de continuare să facem lecții interesante. Am vorbit lecția trecută despre inecuații, nu? Da, inecuații. Și continuăm cu asta, inecuații. Am să vorbesc și despre modul. Poate, în sfârșit, modul. Acestea ar fi lucrurile care ne-ar interesa în lecția asta. Mai vedem, repet, mai vedem dacă și alte lucruri le-am mai avea în vedere. Le vom puncta la momentul potrivit. De fapt, când facem sinteza, o să... Sigur, acestea vor fi chestiuni care se vor adresa claselor, claselor de la a 9-a până la a 12-a. Da? A 9-a, a 12-a. De aceea sunt de utilitate maximă și de importanță deosebită. La urmă, ori că rezolvăm o inecuație mai cosmine, facem următorul lucru. De fapt, provine problema din așa. Să dau o funcție, să spun f de x, iată să-i dau rețeta. F de x egal cu rețeta fiind x minus 3 supra x plus 4. Da, așa cum am dat-o numai după rețetă, nu e suficient. Trebuie să indic domeniul și codomeniul, da? Bun, oare aici f-ul e definită pe... Știi bine că în domeniu păstrăm toate elementele care, cărora le pot găsi imagini. Da. El e foarte important. Deci nu trebuia să las vreun element care să nu-i găsesc imagine. Ia să facem noi f de minus 4. Cât ar fi f de minus 4? Imaginea la minus 4 ar fi egal cu? Cu minus 7. Minus 7 supra 0. Împărțirea la 0 nu se poate. Deci trebuie să fie diferit de 0. Deci numitorul trebuie să fie diferit de 0. Așa lui minus 4 nu-i poți găsi imagine. Deci egal, semn de întrebare, nu poți să găsești. Înseamnă că pe minus 4 nu trebuie să-l găsim, nu trebuie să-l păstrăm în domeniu. Așa vă spun că e fi definită pe el, mai puțin mulțimea formată din elementul minus 4. Da, asta e domeniul, cu valori în el. Deci le spunem prietenilor noștri, când se dă o funcție, trebuie stabilite toate lucrurile acestea, nu numai rețeta, că de cele mai multe ori se dă rețeta. Dar legea de corespondenție, cum e matematic vorbind, așa e corect să spunem. Deci știm rețeta, dar domeniul definiției te lasă pe tine. Și tu te uiți repede, măi, fracția asta. Fracția există dacă numitorul e diferit de 0 din ce am vorbit noi, nu de-a lungul timpului. Deci trebuie să te asiguri că x plus 4 e diferit de 0, adică, practic, e egal cu 0 și valorile acelea le dai deoparte. Da. X plus 4 e egal cu 0, x egal cu minus 4, pentru că în clipa în care faci imaginea în minus 4, nu poți. Apare situația de a împărți la 0. Împărțirea la 0 nu are rost. De ce elementul acesta sau alte elemente cât ori ieși de aici, toate le dăm deoparte. Bun. Și acum, deci ne-am asigurat că e corectă funcția, e corect definită, pentru că la orice alt element ne-am oprit, îi găsim imagini. Deci dacă aș face tabelul de valori, atunci ar trebui să zic așa, că x e definit de la minus infinit la plus infinit, da? De la minus infinit la plus infinit, mai puțin elementul minus 4, pentru că în dreptul lui minus 4 nu pot găsi. De aceea pun în bară. Deci funcția definită la minus infinit la plus infinit, mai puțin elementul minus 4 și pun în bară pentru să spun clar, acolo n-ai ce căuta. Bun. În condițiile astea, m-ar interesa așa, n-am eu ce face. Și m-ar interesa să dau diverse valori, să găsesc imagine. Da. Că a figura cât mai corect, să găsesc perechile toate, mă frământă. Asta e toată povestea. Când am o funcție, să găsesc toate perechile cu putință. Da?
Și atunci, în momentul de față, nu dau, nu fac altceva decât să încep să dau valori. Da. Uite, dă-te o valoare să găsim imaginea. 2. 2. Pentru x egal cu 2, f de 2, cât face? F de 2 egal cu minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6. Deci la 2, 2 e pe unde se află, pe aici undeva, în dreapta, undeva după minus 4, este 0, 1, 2. Da, în dreptul lui 2 ai găsit minus 1 pe 6. Ai spus că minus 1 pe 6. Apoi, hai să dăm o altă valoare. Cum crezi tu? 0. Pentru x egal cu 0, imaginea lui f de 0, imaginea elementului 0 este? Minus 3 pe 4. Deci în dreptul 0 este minus 3 pe 4. Apoi. Mai dă niște valori. Mai. Ce crezi tu? 1. Când x-ul e 1, ia vezi tu că pentru x egal cu 1 cât este y? Minus 2 pe 5. Când x-ul e 1, e minus 2 pe 5. Minus 2 pe 5. Apoi, când x-ul este 3, hai să dăm și 3. 0 pe 4. 0. Deci când x-ul este 3, y cu imaginea este 0. Când x-ul e 4, hai să dăm numere de astea naturale, adică nu, întregi vreau să spun, în sensul că nu dau cu fracții mai grea. 1 pe 8. Deci 4 minus 3 e 1 supra 8. Când e 4, e 1 pe 8. Și pot continua. Ia să vedem o altă valoare, dacă o dau. 5. Ia să vedem. Pentru 5 ce obții? 2 pe 9. 2 pe 9. Când x e egal cu 5, y este 2 pe 9. 2 pe 9. La 5 e 2 pe 9. 2 pe 9 imaginea. Și pot continua cu multe valori, o infinitate de valori până la plus infinit. Azi, da, cu toate. Hai să vedem ce se fac y ăștia când x-ul se apropie de infinit. Deci să facem limita. Asta e, mă. Da? Limita la dreapta. Nu la dreapta. Limita la plus infinit. Da. Nu spunem la dreapta sau la stânga în jurul unui punct. A, da, da. Da? Da, acum facem limita la plus infinit, pentru că x și se duc spre plus infinit și să văd ce se întâmplă cu y. Deci, vezi? Pot să-mi propun acum și să zic așa. Ia să văd cât este limită pentru x tinde la plus infinit. Din x minus 3 supra x plus 4. Și cât crezi că face? Infinit pe infinit. Faci infinit pe infinit, asta e operație fără sens. Da. Da? Infinit pe infinit, n-ai ce discuta, e operație fără sens. Și cum să ne propunem să facem aici? Factor forțat, sau... Deci totdeauna, factor forțat, când x-ul tinde la plus infinit, factor forțat, pentru că, o să vedem de ce. Deci continuăm aici, egal mai departe, cu limită pentru x tinde la infinit, la plus infinit, din i de fracții, din ce? Din x pe lângă. X pe lângă, da. X pe 1. De ce ai zis x pe 1? Păi dat pe x. Pe x l-ai dat. A rămas 1 aici. Minus 3 pe x. Așa. 1 minus 3 pe x. Da? Am scos factor forțat. Adică acolo unde nu este x până la numitor. Da. Și jos? Cât este? X. X pe lângă. Pe lângă 1 plus 4 pe x. Plus 4 supra x. Și x cu x se simplifică. Da. Și vine 1 minus 3x. 3 pe x. Ce se întâmplă cu 3 pe x? Când x-ul crește foarte mult, 3 împărțit la 1, un număr foarte, foarte mare. Păi tinde spre minus infinit. Nu spre minus infinit. Gândește-te, e concret așa. Un număr împărțit la un fapt, ai 3 pâini și împărțit la milioane de oameni. Ce le dai? Tinde spre 0. Sigur că nu mai dai nici fără nici fiertul nu le dai. Deci 3 pe x tinde spre 0. Așa. La fel și 4 pe x. Sigur că da. Și vine 1 pe 1. Deci limita este 1 pe 1, adică 1.
Deci când X-i se duc pe plus infinit, Y-ii ăștia care apar, se duc spre 1. Da. Deci câte vreme X-ii se duc spre plus infinit, despre Y știi, uite, la 5 e 2 pe 9. Și cât ori fi, și cât ori fi, oricum, nu mai mult de 1. Da? 2 pe 9 e mic decât 1, nu? Deci se apropie de 1, dar fără să-l atingă. Da, da. La infinit, ori la infinit niciodată, nu poți, nu e ca și cum te duce la un număr concret, da? Bun. Asta înseamnă că Y egal cu 1, deci de aici rezultă că Y egal cu 1 este ce aici? Este asimptotă, asimptotă, păi nu e vertical, că nu e o dreaptă așa, da, ci orizontală. Orizontală, da. Deci este asimptotă orizontală. Da? Este asimptotă orizontală. AO de regulă se notează. Da. Nu știu cum o notează. Da, da. Da? Asimptotă orizontală. Deci, Y egal cu 1 este asimptotă orizontală spre plus infinit. Da? Spre plus infinit. Deci, Y egal cu 1 este asimptota orizontală spre plus infinit. Acolo am calculat-o noi. Bun. Acum, ce să facem? Că tot ne-am propus noi, că nu prea avem noi ce face acum, hai să studiem așa, să ne apropiem de minus 4. Ia un alt, o altă valoare aproape de minus 4? Da. Nu, mai întâi hai să luăm pe minus 2. Da. Luăm așa, mai sărim. Ar fost minus 1. Deci zicem, f de minus 2. F de minus 2. Egal cu minus 5. Minus 5 supra 2. Supra 2. Deci minus 5 pe 2. Da. Unde ai spus la 2? Minus 2. La minus 2, corect. Deci pe aici pe undeva minus 2, imaginea la minus 2 este minus 5 pe 2. Minus 5 pe 2. Hai să vedem cât este imaginea la minus 3. Deci f de minus 3. Minus 6. Minus 6 supra? Supra 1. Supra 1. Minus 6. Minus 6. Deci când e minus 3, da? Minus 6. Minus 6. Ia vin tu mai aproape de minus 4. Ca și cum ai zis, la minus 4 îi mai adaugi un 1 pe 2, mijlocul. Iar vezi că faci minus 4, minus 4, 1 pe 2. Minus 4 plus 1 pe 2. Da, plus 1 pe 2. Da, că e încă în dreapta ești. Da. Deci faci minus 4 plus 1 pe 2. Minus 7 pe 2. Minus 7 pe 2. Hai să facem F de minus 7 pe 2. Egal cu minus 7 pe 2. Atunci f de minus 7 pe 2, cât face oare? Minus 7 pe 2 minus 3. Deci face minus 7 pe 2. Minus 3. Minus 3 supra. Minus 7 pe 2 plus 4. Numitorul comun e 2. Da. Sunt 3 cu 2 și vine minus 7. Minus 7 minus, minus 6. 6 pe 2. Aha, supra. Supra minus 7 plus 8. Plus 8, da. Pe 2. Pe 2. Și vine minus 15 pe 2. Minus 13. Minus 13 pe 2. Pe 2 și minus 1, adică 1 pe 2. 1 pe 2. 2 pe 2. 2 pe 2 și vine minus 13. Minus 13. Da, minus 13. Deci în punctul ăsta de mijloc ar veni, între minus 4 și minus 3, e tocmai mijlocul, că doar numai 1 pe 2 adăugat tu, imaginea este minus 13, da? Da. Hai să vedem, hai să ne închipuim așa, că minus 4 ar fi pe aici, că aici ar fi fost minus 3, iau un pic mai distanțat, știi, la o scară mai mare, ca să văd cum se întâmplă când mă apropii din ce mai mult pe... Aici este minus 7 pe 2. Da? Și la minus 7 pe... Cât am zis noi? Minus 7 pe... Minus 7 pe 2. Așa, minus 7 pe 2. Imaginea mi-a dat cât? Minus 13, minus 13. Nu?
aici. Hai să luăm acum, încă să înjumătățim încă o dată. Adică, ce înseamnă că am înjumătățit, m-am dus la minus 4 plus 1 pe 2, acum minus 4 plus 1 pe 4. Că jumătatea asta, o doime înjumătățită, e 1 pe 4. Deci minus 4 plus 1 pe 4. Minus 4 plus 1 pe 4. Minus 13 pe 4. Minus 13 pe 4. Și ia fă... minus 15. Și ia fă imaginea. Deci f de minus 15 pe 4. F de... Ai zis minus 15, minus 15. Deci minus 15 pe 4. F de minus 15 pe 4. Minus 15 pe 4. Minus 3. Totul supra, minus 15 pe 4, plus 4. Amplificăm cu 4. Da. Și vine minus 15, minus 12, la 4. Da. Minus 15, plus 16, la 4. Adică? Și sus vine minus 27 pe 4. Și 1 pe 4. 4 pe 4. Și vine minus 27. Supra 1 pe 4, da? Da. 4 pe 4 și vine... Minus 27. Deci imaginea în punctul minus, cât ai zis tu? Minus... Minus 15 pe 4. Așa, minus 15 pe 4. Este minus 27. Este minus 27. Hai să vine și masca pe ideea. Minus 4. Adică lui minus 4 îi adune o optime. Adică 1 pe 8. Da. Minus 4. Plus 1 pe 8. Minus 4 plus 1 pe 8. 8 pe 4. 32. Minus 31 pe 8. Minus 31 pe 8. Atunci F de minus 31 pe 8. Va fi egal cu... minus 31 pe 8, minus 3, supra, minus 31. Minus 31 pe 8, plus 4. Minus 31, minus 24, da. Supra 8, tot supra. Sus vine 1 pe 8, jos, nu? Da. Face minus 55, nu? Da, 55. Minus 55. Deci imaginea în punctul ăsta, anume minus 31 pe 8, e egal cu minus 55. Minus 31 pe 8, e minus cât? 55. Minus 55. Ce constatăm? Că cu cât ne apropiem mai mult de minus 4 din partea dreaptă, deci cu cât ne apropiem din partea dreaptă cu x-ii, vezi, x-ii sunt descrescători. Au fost minus 7 pe 2, minus 15 pe 4, minus 31 pe 8, minus, spre minus 4, deci este un șir de x descrescători. Da. Deci e o limită în partea dreaptă asta, nu? Da. Deci limita la dreapta lui minus 4, este vorba cu x-ii mai mari decât minus 4, și ei și cum vin de la dreapta spre stânga, descresc, da? Deci este, nu e limita la stânga, nu facem la stânga, ci la dreapta. Este limita la dreapta. Deci cu ei și sunt din dreapta lui minus 4. Da? Când ar fi cu X în partea stângă, X și-or vin de la minus, de la mai mic și cresc. Ei și sunt crescători. Aici suntem cu limita la dreapta. Deci X și, uite cum am făcut. Au fost minus 3, minus 7 pe 2, minus 15 pe 4, minus 31 pe 8. Da. Deci este un șir de X care sunt care din dreapta, dar descresc, nu? De la mai mare, din dreapta, spre mai mic. Deci e vorba de o limită la dreapta, limita la dreapta în minus 4, da? Limita la dreapta în minus 4 egal cu limită x și se duc spre minus 4 și putem scrie descrescători, da. Minus 4
ori scrim așa, săgeata în jos, ori scrim x tinde la minus 4, x mai mare decât minus 4, da? Din expresia aceea, din care? Din x minus 3 supra x plus 4. X plus 4. Așa. Și cât face toată povestea asta? Observăm că face din ce în ce y mai mici. Minus 13, minus 27, minus 55, iar minus, minus, minus. Unde se duc? Unde simți că se duc? Spre minus infinit. Deci simți că limita asta este minus infinit. Da? Așadar, uite și noi aici, când am făcut minus 2, mi-a dat minus 5 pe 2, minus 3, minus 6 am găsit, da? Da. Și pe urmă, când ne-am apropiat din ce în ce mai mult, nu exagerat, cât atâta cât am putut face noi câteva calcule, dar când trecem la limita, adică și sunt foarte, 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 foarte aproape, foarte aproape, și sunt din y sunt din ce în ce mai mici. Deci valori din ce în ce mai mici. Minus 27, minus 55, minus 10 de mii, minus... Minus, 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 până la minus infinit. Deci câtă vreme am zis exact chestia asta, că y, limita asta va da minus infinit. Dar, concret, dacă înlocui pe x cu minus 4, s-ar întâmpla. Minus 4, minus, minus 3. Minus 7 pe... Minus 7 supra... Minus 3. Adică 7. Nu, nu-i minus 3. Că minus 4 0. Face 0. Da. Dar de care e 0? Pozitiv. Pozitiv sau negativ? Pozitiv, perimetrul la dreapta. Dar nu mecanic. Nu trebuie să ții mecanic la dreapta și pozitiv. Uite care e șmecheria. E vorba de x plus 4, nu? Da. Și facem tabelul, să vedem cum lucrează x plus 4. Deci x și la minus infinit, la plus infinit. Și dacă am gândit-o pe x plus 4 ca o funcție de sine stătătoare, x plus 4, când x egal cu minus 4, cât este y aici? Minus 4 plus 4 este 0, deci minus 4 este 0. Da? Imaginea. Deci dacă am gândit ca o funcție de sin stătătoare, e o funcție așa văzută, x plus 4, în legea asta, când x-ul este minus 4, expresia asta face 0. Imaginea este 0. Și dacă mă duc și dau dincolo de minus 4, va face un număr pozitiv. Deci pe aici obținem y pozitiv și partea asta y negativ. Adică cu x și din dreapta, când mă apropii, ce fel de valori găsesc la x plus 4? 0 pozitiv, adică sunt numere pozitive. Deci de ce o spunem 0 pozitiv? Nu mecanic înțelegând asta. Că dacă o faci mecanic, greșești. Pentru că eu îți dau un exemplu acum. Când se întâmplă, să am următoarea expresie. Uite, dacă aș fi avut așa. X de la minus infinit la plus infinit, dar este minus x plus minus x plus 4. Da? Minus x minus x minus 4, să luăm, da? Minus x minus 4. Tot valoarea minus 4 când se anulează, da? Tot minus 4 este, tot 0 devine când locuiești pe x cu minus 4, minus 4 plus 4, adică plus 4 minus 4 face 0. Dacă începi să dai niște x dincolo, dintr-un interval, și vin cum făceam noi, da? De la minus x la minus 4, bunoară, sau de la minus 4 încolo, 0 de regulă, că s-a afla aici, face minus. Deci pe aici este minus și în afară plus. Deci când te afli cu, în dreapta, ce fel de zero ori ai? Zero negativ. Iar dacă în mintea ta se instalează ideea că la dreapta e zero pozitiv, e prostie. E greșeală. Deci trebuie să faci semnul. Faci semnul expresiei de desubt acolo, ca o funcție de sine stătătoare, și constați ce fel de zero ai. În concluzia, după ce ai văzut, vezi că în dreapta lui zero este zero pozitiv și ai pus așa. Și acum faci raportul semnilor, plus pe minus este minus, minus, da? Plus pe minus egal cu minus, și un număr împărțit la unul foarte, foarte, foarte mic, valoarea e din ce în ce mai mare. Da. Să zicem, uite, 7 supra 1 foarte, foarte mic, supra 0,00001.
Știi cât ar fi asta, împărțirea asta? 7 împărțit la 0,001? Păi ar fi... Se poate mulți fracția sa amplifică cu 2, 4, 5, adică 1 de urmat de 5 zerouri. Asta înseamnă cu 100 de mii. Și face... Cât face? 7 milioane. 700 de mii. 700 de mii. 700 de mii pe 1. Deci când împarți un număr la unul foarte, 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 foarte mic, este foarte mare. De aceea va face, aici va face 700 de mii, ca am zis eu cu atâția de 0, dar dacă zici 0, 0, 0, 0, 0, nu obosești, va fi din ce în ce mai mare. Deci va face cât aici? Va face infinit. Da? Și cum are semnul minus, face minus infinit. Iată că, așa cum spuneam, când vii din dreapta lui minus 4, y-ii sunt din ce în ce mai mici, și anume minus infinit. Da? Repet încă o dată. Aici trebuie să înțelegi bine fenomenul. Că eu am făcut defalcat, am luat-o așa de ușor, dar dacă spun la dreapta, faci zero plus, zero minus, nu știu ce, nu se leagă. Dar eu când îmi spun asta, o spun pentru toți prietenii noștri, da? Să înțeleagă foarte bine. Deci, dragilor, ce mi-am propus eu? Mi-am propus să studiez, să constat ce se întâmplă cu Y-ii, câtă vreme cu X-ii mă apropii numai din partea dreaptă. Dar ușor, ușor, ușor. Și când mă apropii din ce în ce mai mult de minus 4, din ce în ce mai mici valori sunt. Da? Și am zis că face minus infinit. Da? Am sesizat doar așa din cum se comportă Y-ii. Da. Și am vrut să vedem concret cum stau lucrurile. Am locuit pe X cu minus 4 și mi-a dat minus 7 pe 0. Și aici nu mecanic 0 pozitiv, ci pur și simplu facem semnul X plus 4. L-am făcut tabelul și văd că e 0 pozitiv. În dreapta sunt 0. Da? Și acum fac semnul. Plus pe minus, pe minus. Și 7 pe un număr foarte, foarte mic, face un număr foarte, foarte mare. Și atunci zicem minus infinit. Concret, da? Lucrurile trebuie să bine înțeles. Așadar, limita la dreapta lui minus 4 este minus infinit. Am căpătat ceva informații destul de serioase și foarte importante chiar. Deci constatăm că atâta vreme cât mă apropii neîncetat, neîncetat, continuu de minus 4, fără să-l depășesc, pe minus 4, că nu pot să-l sar, da? Pentru că e o barieră în minus 4, nu știu ce să spun. Y-ii și ăștia care apar sunt din ce în ce numere mai mici, deci se apropie de minus infinit. Când se întâmplă ca să ai așa o chestie, fie din dreapta, fie din stânga, măcar una din limite să fie infinit, să zici că asta este asimptotă verticală. Noi deocamdată, în momentul ăsta, ne putem pronunța. X egal cu minus 4 este asimptotă verticală pentru că măcar dintr-o parte se întâmplă să facă infinit. Fie minus, fie plus infinit. Dar au făcut infinit, asta e foarte bine. Deci, în clipa asta putem să spunem că X egal cu minus 4 este asimptotă verticală. Este asimptotă verticală. Da? Adică este asimptotă verticală în partea dreaptă. Adică graficul se va apropia foarte mult de minus 4 fără să atingă graficul dreapta asta verticală. Acum, haideți să facem și la stânga. Pentru a face la stânga, pornim cu X și hai să zicem din minus 5. Da? Și începem să facem imagini. Și ne apropiem ușor, ușor de minus 4. Să începem. Deci spunem X egal cu minus 5 imaginea, f de minus 5, vorbește. F de minus 5 este egal cu minus 8, supra minus 5 plus 4, minus 3. Da, deci f de minus 5. Minus 1. Adică minus plus 8. Plus 8 ai zis, da? Da. Deci minus 5 este plus 8. Nu am calculat, merg pe mâna ta. Deci ai zis minus 8 supra minus 1 și face plus 8. Corect. Hai du-te mai aproape. Ia jumătatea dintre minus 5 și minus 4. Adică mai crești pe minus 5 cu cât? Cu 1 pe 2. Minus 4,5. Adică minus 9 pe 2. F de minus 9 pe 2.
E de minus 9 pe 2. Să vedem cât este. E de 9 pe 2, ai spus? F de 9 pe 2. De minus 9 pe 2. Da, minus 9 pe 2 este aici. Minus 15. Minus 15, sigur, da? Da, da. Ia să vedem. Minus 9 pe 2. Minus 3. Supra minus 9 pe 2. Plus 4, da? Și face cât? Nu uit oricum 1, 2. Da. Face minus 9, minus 6. Supra 2, supra minus 9 plus 8 pe 2. 2 cu 2 simplifică și face cât? Minus 15 pe 1. Minus 15 supra? 1. Supra? Minus 1. Ah, păi altceva. Păi? Păi ce faci tu aici? 15 faci. Da. Deci imaginea lui minus 9 pe 2, minus 9 supra 2, este? 15. Hai să ne apropiem și mai mult. Adică mai crește pe minus 9 pe 2, mai crește-l cu, cu jumătate. Minus. Cu 1 pe 4. 1 pe 2 plus 1. 1 pe 4. Da? Deci jumătatea dăm în 2 și jumătatea jumătății este 1 pe 4. Deci minus 9 pe 2 plus cât am zis? Plus 1 pe 4. Și cât face? Minus 17 pe 4. Minus 17 pe 4. 2, 9, 18, da? Minus 17 pe 4. Și acum F de minus 17 pe 4 este egal cu cu cât? Minus 17 pe 4. Minus 17 pe 4. Minus 3. Minus 17 pe 4. Plus 4. Numitorul comun e 4. Și vine minus 17 minus, minus 12 supra minus 4, 17 minus 17 plus 16 plus 16 pe 4 și egal cu minus 29 minus 29 supra 1 pe minus 1 pe 4 4 cu 4 am explicat așa, deci vine 29 face? 29. Deci când te-a apropiat încă o dată mai mult, minus 17 pe 4... Te apropii din ce crește. Așa, vezi? La minus, cât am zis, minus 17 pe 4, imaginea este 29. Simțim, simțim că cât te apropii mai mult, din ce în ce mai mari vor fi valori, spre plus infinit, nu? Da. Hai să zicem noi. E limită, cum? Asta, la stânga. Cum sunt ei și? Crescător. Crescător, da? Deci el ies... El ies în minus 4, egal cu, să spunem, de nesubte. El ies în minus 4. 4 este egal cu limită pentru x și cresc, cresc pe minus 4. 4. Da, scrim așa. Din x minus 3 supra x plus 4. Așa, și egal cu sumă pe y. Pe y veni minus 7 pe 0, dar vedem de care 0. Așa, de care 0? Îl facem tabelul. Sigur că da, gata, te-ai prins și șmecheria. Da. X la minus infinit la plus infinit. Da. E vorba de X plus 4. În dreptul lui minus 4 este 0, nu? Îl vedem, dăm pe 0. Da. Facem F de 0. Și la F de 0 vine 8. Cum face F de 0? De aici? E 4. 4. Pozitiv, da. Plus pe și vine plus în dreapta. Da. Și minus în stânga. Așa. Și e 0 negativ. Minus 7 pe 0, minus. Și acum plus, plus pe minus plus face infinit. Plus. Plus infinit, cum și am văzut concret că așa stau lucrurile. Asta înseamnă că limita la stânga este, nu? La stânga la minus 4 egal cu plus infinit. Ei, cu atât mai mult. Putem spune că x egal cu minus 4 este asimptotă verticală. Că se întâmplă și în stânga și în dreapta. Era suficient într-o singură parte. Dar atâta vreme că se întâmplă în ambe, adică și în stânga și în dreapta, spunem că avem clar asimptotă verticală. X egal cu minus 4 este asimptotă verticală.
Băi, hai să continuăm cercetarea, să vedem ce se întâmplă cu X și când se apropie de minus infinit. Adică să facem o limită la minus infinit. Ia să vedem. Ia, dă-i drumul și constată. Limită pentru X de la minus infinit din X minus 3 supra X plus 4. Și este egal cu minus infinit supra minus infinit, care dă operație consens. Adică da, și trebuie să luăm factor forțat. Factor forțat tot timpul. Și vine X pe lângă 1 supra X. Ori minus 3 pe X. Oricum ori 3. Minus sau plus sau minus 3 pe X. Deci, este ori. Deci este ori. Că n-ai voie să greșești. Atenție, atenție. Ce? Fii atent aici. Tu ai zis așa, ori 3 pe X. Dacă ne-ai scos pe X, aici e X ori urmă, așa trebuie să înțelegi. Și dacă ne-ai scos pe X în factor, vine o rămas 1, minus 3 pe X, pentru că după mulțime vine X ori 1 X, și X ori 3 pe X, X ori 3 pe X, deci minus X ori 3, X cu X va simplifica și rămâne 3. Asta trebuie să... Deci, atenție mult, mecanismul de scoatere în factor forțat trebuie bine știut. E vorba de distributivitate și de n-ai avut 3, n-ai avut pe X acolo, da. Îl pui la numitor. 1 da, supra 4 pe X. Așa, ce face X cu X? X se simplifică atent spre 0. Așa. Și vine 1 pe 1, care e 1. Deci e 1. Și la minus infinit, observăm că obținem același lucru. Da? Deci, faptul că ai obținut limită pentru X din de la minus infinit din cât ai avut acolo tu, din X minus 3 supra X plus 4 și ți-a dat 1, înseamnă că și Y egal cu 1 este asimptotă orizontală și spre, și spre minus infinit. Da? A fost spre plus infinit, dar acum constatăm că este și spre minus infinit. Știi ce? Ia să vedem noi, să punem toate perechile astea într-un tabel, să vedem cam cum apar perechile astea. Vrem să vedem imaginea. Vrem să vedem mulțimea tuturor perechilor, X și Y, care verifică relația asta. Că la urma urmei este un fel de Y egal cu X minus 3 spre X plus 4. Asta este, nu? Ia să încercăm într-un tabel de, adică într-un sistem de axe, adică un plan, să reprezentăm toate perechile acestea și să căutăm informații despre mulțimea perechilor care verifică relația respectivă. Ia să vedem cum arată. Așa, păstrăm tabelul ca să privim spre el. Și luăm un sistem de axe. Rectangular. Zero. Respectiv Y. Asta e și-o șaxa Y. Și acum, în minus 4 nu există, nu? 1, 2, 3 și minus 4. Deci de aceea ducem asimptotă verticală. Deci ducem așa spre dreaptă, care ne anunță că în dreptul minus 4 n-am imagine. Da. Și Y egal cu 1 este asimptotă orizontală. Adică pe la Y egal cu 1, da, Y egal cu 1, ducem o dreaptă, paralelă cu axa X-lor. Asta înseamnă Y egal cu 1. Este o dreaptă care e tot timpul la distanța de 1 față de axa față de axa care? De axa X-ul. Deci am dus Y egal cu 1, asimptotă orizontală, și X egal cu minus 4,
este asimptota verticală. Și încep să văd toate perechile, cât mai multe. Mai întâi, când x e 0, y este minus 3 pe 4. Nu? Când x e 0, y este minus 3 pe 4. Când x este 0 aici, da. Y este minus 3 pe 4. Adică minus 3 sferturi. Adică în clipa asta, împart întreg în 1, în 4 părți. Da? Și noi luăm, câte, hai să-l împărțim mai întâi în 2 și până fiecare jumătate în 2. Și asta e 3 pe 4, da? Da. Asta este un punct. De urmă, când x-ul e 1, când x-ul e 1, y-ul e cât e? Minus 2 pe 5. Când x-ul e 1, y-ul e minus 2 cincime. Adică trebuie să împart în 5 pe ăsta, toată unitatea asta, și iau 2. Ei, ca și cum aș fi putut să dăm 4, cam pe aici puneva. Pe aici e punct. Când x-ul este, mă duc deodată la 3, 1, 2, 3, y-ul este cât aici? Este 0. Când x-ul e 3, y-ul este 0. Asta e punctul, da? Când e 4... Când e 4, e 8, o optime. Adică întregul îl împart în 8 și e o optime, mă duc un pic mai deasupra, da, pe aici cineva. Și când? Când x-ul se duce spre plus infinit, y se apropie pe aici undeva. Când se duc, se apropie din, că aproape de 1 sunt y. Da. Da? Dar mai mici decât 1, că eu tot timpul sunt mai mici decât 1. 2 pe 9 și mai departe, și mai mici decât 1. Pe aici până ajung. Dacă ar fi, sigur că am și foarte mulți x la 0 la 1. Și acestea puși unul lângă altul, vor da multe puncte. Pus una lângă alta, cam așa vor arăta. Și pe urmă de la 1 la 2 până la 3, uite, așa puse toate perechile de puncte și desenează asta. Și pe urmă, când mă duc spre plus infinit, ajung pe aici pe undeva. Iată cam cum arată mulțimea perechilor ăstora. Da? Mulțimea perechilor X și Y. Care verifică relația asta. Y e egal cu x minus 3 sau x plus 4. Când x-ul este, hai să zicem, minus 2, e minus 5 pe 2. Când x-ul e minus 2 pe aici, y-ul este minus 5 pe 2, cam cât înseamnă minus 5 pe 2? 5 minus 2,5. Deci când x-ul este minus 2, y-ul este minus 2,5. 2, al treilea și jumătate. Și pe aici duc paralele și găsesc punctul ăsta. Deci pe aici trebuie să ajung. Cu alte cuvinte, dându-i toate valorile, găsesc y-ul și așa și tot aia se așează unul sub unul lângă altul. Da? Unul lângă altul așa. Când x-ul este minus 3, la minus 3 cât mi-a dat? Uite aici, la minus 3 parcă e minus 6. Da. Da? Da, minus 6. La minus 3 e minus 6. Deci minus, aici 1, 2, nu, 1, 2, 3, la minus 3. Și jos minus 6. Și Y este minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și cam așa vine. Și tot se duce jos. Da. Și tot se duce în jos, fără să, fără, adică duci la minus infinit, fără să atingă, da, fără să atingă. Deci iată mulțimea tuturor perechilor acestora, desenează în plan această imagine. Acesta este, poate așa ceva, poate numele graficul funcției. Ceea ce am desenat eu, acum se cheamă graficul funcției pe partea dreaptă. Pe partea dreaptă, da? Acum să vedem pe partea stângă. Pe aici, tot la fel, pot coboară în jos. Asta de-aia, cum o depășim pe minus 4 un pic. Crește. Este plus infinit. Deci cum o depășește o leacă pe minus 4, Y este pe aici. Da. Pe aici. Da. Și crește în sus. Păi, e maxim, e plus infinit. Și până scade, uite că eu mă duc cu I și spre încoace și scade 29, 15, 8. Eu mă duc acum spre partea asta, spre minus infinit. Deci Y scad. Uite, încă o dată.
Când este foarte mult? Foarte mult când sunt foarte aproape de minus 4. Da? Foarte aproape. Când este foarte aproape de minus 4, Y-ul este mare. Da. Și duce la 29, 15, 8. Deci se scade curba, nu? Da. Tot scade. Și cât mai apropie de minus infinit, Y-ul se apropie de 1. Da. Uite așa vede. Da? Ceea ce am desenat se cheamă graficul funcției. Așa ceva se cheamă graficul funcției. Așa vei sfârșit la clasa 11-a. Toată pregătirea care o faci tu este pentru a ști să trasezi graficul unei funcții. Da? Deci în finalul, la clasa 11-a, în final, va trebui să găsești cu multe precizii toate perechile X și Y care verifică relația asta. Acum, dacă te întreb, care sunt X și pentru care Y sunt pozitivi? X și pentru care Y sunt pozitivi? Da. Deci, spune-mi tu X și pentru care Y care apar sunt numere pozitive. E de la minus 4. În stânga, în colon, colon, colon. Adică invers, la minus infinit până la minus 4. Da. Uite, de la minus infinit până la minus 4, Y sunt pozitive. Uite, du din tabel, de la minus infinit până la minus 4, Y-ii care sunt, Y-ii sunt, pentru punctele acestea, sunt Y pozitive. Pozitiv, da. Mai vezi vreo zonă în care să ai Y pozitivi? De la 3 spre... De la 3 încolo. De la 3 la plus infinit. Deci dacă cineva ți-ar fi spus așa, să se rezolve, inecuația. X minus 3 supra X plus 4 mai mare ca 0. X minus 3 supra X plus 4 mai mare ca 0. Ce răspuns trebuie să dai aici? Unde? Că doar aici sunt Y-ii. Practic aici este vorba de Y egal cu X minus 3 supra X plus 4. Răspunsul unde? Care sunt X și după care, dacă înlocuiești aici, găsești Y și pozitiv? Păi Y, da. La numitor să fie diferit de 0, adică să nu fie mai mare ca 0. Deci, atenție, nu. Păi tu nu ai în tabel acum. Care sunt X și pentru care, după înlocuire, în expresia asta, Y ce să fie pozitiv? Păi 4, 5... Deci care sunt X și de unde, în ce zonă sunt X? Care conduc spre Y și pozitiv. De la minus infinit până la... Asta răspundem. Deci echivalent. Va spune că X și aparțin de la minus infinit la minus 4, deschis, reunit cu altă zonă. Cu 3 plus infinit. Cu 3 plus infinit. Vezi? 3 plus infinit. Dar dacă ar fi fost... Să se rezolve în ecuația inversă, x minus 3 supra x plus 4, să fie mai mic ca 0. În ce zonă se întâmplă? Să găsești y negativ care apar ca imagine. Uite-te și în tabel, foarte frumos se vede. Mai mici? Da, y negativ. Păi de la 3 la minus infinit. Nu, de la 3 la să fie negativ. Da, y negativ. De la 3 la... Nu se dă intervalul de la 3 înapoi, da. Ci invers, de la stânga la dreapta. Unde vezi greșe? De la 2 la... Nu de la 2. Uite, în tabela ar fi așa. Unde vezi tu zona din grafic sub axa X-lor? Sub axa X-lor. Că aici sunt Y și pozitiv. Unde vezi? Din grafic, de la stânga la dreapta, unde vezi zona aceea în care graficul este sub axa X-lor? Asta e axa X-lor. Și unde vezi? De la 3 în jos. Păi 3 este... Acolo. 3 este aici, dar... Păi... Ca X, de la minus 4 la 3. Deci când X sunt la minus 4 la 3, zona asta, vezi Y-ii că sunt sub, nu? Dar de la 3 încolo vezi deasupra, graficul vezi deasupra,
Și tot așa de la minus infinit la minus 4 îl vezi deasupra. Deci pentru x minus 13 plus 4 mai mic ca 0 este de parcă ai spune că x aparține în interval. X aparține intervalului 0,3. 0,3. Nu. E de la 3 spre adevăr. De la minus 4 până la 3. Asta e de aici și de aici la minus 4 la 3. De la minus 4 la 3. Reunit. Cu cine? Cu cine? Unde mai vezi tu grafic sub axa x-ori? De fapt nu. Nu mai vezi, nu? Deci atât este, minus 4. Și dacă te uitai în tabel, uite, de la minus 4 până la 3, y-ii care îi obții, ești numai cu minus, uite, vezi toți? Toți cu minus. Da? Deci, acum întrebarea care apare, păi cum fac, domnule? Fac tabelul ăsta, dau atâtea valori, mă chinui așa, fac graficul, ca să vă rezolv și eu inecuație de asta. Păi când mai termin așa ceva? Da? Deci este o problemă interesantă acum. Cum rezolv eu inecuație fracționară? Să muncești atâta, să avem o oră, cred că muncim. Ia să vedem ce chiar timpul. Da, cam așa. Așa, ia să-l oprim ca să tot mi-am amintit.